Robocaravana Next Lab Tech a ajuns în premieră și în județul Maramureș, mai precis la școala gimnazială George Coșbuc din Sighetu Marmației. Este vorba despre o caravană lansată de Next Lab Tech, o platformă de robotică școlară personalizată și care organizează totodată cel mai avansat concurs național de robotică pentru elevii din România. În această săptămână din Școala Verde și în această zi suntem gazdele robocaravanei Next Lab Tech, în care reprezentanții celui mai mare concurs de robotică din România, Next Lab Tech, vă vor prezenta anumite activități speciale pentru această săptămână din Școala Verde și pe care o să le lucrați doi câte doi. Și prezentarea robotului Alpha, ce coincidență, cubul de robotică se numește Alpha 88, robotul pe care vă prezenta domnii de la Next Lab Tech se numește tot Alpha. Robocaravana presupune firma noastră, merge în mai multe școli din toată țara să le spunem despre concursul nostru, cel mai mare concurs național de robotică gratuit. Noi prin acest concurs vrem să implementăm robotica în cât mai multe școli și să aducem această tehnologie, acest domeniu al viitorului la toți elevii, pentru că, na, de ce nu, asta este un domeniu al viitorului. Toate chestiile vor fi automatizate și noi nu vrem să facem chestia asta ca majoritatea oamenilor văd chestia asta cu ochii răi, că tehnologia o să ne ia locurile de muncă. Din contră, o să ne dea mai multe posibilități și mai multe beneficii pe viitor. De asemenea, noi cu acest concurs vrem să ne și dezvoltăm internațional. Cum v-am spus, am avut un robot hackathon și în Serbia, organizat cu ajutorul ministrului educației de acolo și la fel copiii de acolo au fost foarte încântați de ideea noastră și de această idee, da, planul nostru. Ce le-ați adus elevilor școlii gimnaziale George Coșbuc din Sighet? Le-am adus kiturile Miro, le-am adus un kit Technicus, acestea sunt kituri de robotică educativă. Ei pe aceste kituri vor avea lecții pe platforma noastră de concurs robo.nextlab.tech. Au lecții cum să programeze acești roboți, cum să-i construiască de la zero. Kiturile vin cu... Roboții vin în piese, în șuruburi, în piulițe, trebuie să asambleze tot, mai ceva ca un Lego. Însă ei, cu ajutorul lecțiilor, o să știe să îl construiască, o să știe să-l programeze și mai departe o să participe în concurs la probele Line Follower Basic, Line Follower Advanced, Labirint și mai pentru elevii avansați, mai mari, avem și robotică creativă. Aici elevii deja încep să-și gândească ei singur robotul, de exemplu, să aibă o utilitate casnică, cum ar fi să ude plantele, să hrănească animalele de companie sau alte chestii de genul. De asemenea, le-am adus și un roboțel prezentativ. Am avut și un roboțel prezentativ umanoid, care poate să facă mai multe activități, care le poate face orice om, de exemplu, să cânte, să danseze, să joace robofotbal sau chiar și robobox. Robocaravana nu a ajuns întâmplător la școala gimnazială George Coșbuc. În urmă cu un an, aici s-a lansat clubul de robotică Alpha 88, care a obținut rezultate remarcabile la concursurile de profil la care a participat până acum. Robocaravana Next Lab Tech a venit și suntem foarte onorați să fim gazdele acestei robocaravane printr-o aplicație trimisă pe site-ul Next Lab Tech, site-ul celui mai mare concurs național de robotică din România, un concurs național gratuit în care pot să participe toți doritorii și celor care pasiunea le inundă sufletul pentru robotică. Deci suntem foarte onorați de vizita lor, în care ei ne explică și fac activități cu copiii de la școala gimnazială George Coșbuc, Sighetul Marmației, legată de energia verde, mai ales că suntem în săptămâna Școala Verde. Totodată folosim și resursele educaționale pe care le-am primit de la platforma de digitală de resurse educaționale deschise EduLib, pe care școala noastră a primit-o, folosind
toate kiturile și materialele primite tocmai pentru a participa la acest concurs național de robotică în număr cât mai mare. După cum știți, copiii au participat pentru prima oară la acest concurs național de robotică anul trecut, unde au venit cu premii foarte frumoase și vrem acum, mai ales că clubul de robotică s-a mărit cu încă 15 elevi, participanții noștri să fie și mai mulți. Cum stați cu dotările? Păi, am primit de la Next Lab Tech încă 3 kituri Miro după finala concursului național de robotică, iar acum ne-am mai adus un kit Technicus pentru cei avansați, iar de la EduLib tot ce ne-au trimis ei, care sunt suficiente deocamdată pentru ceea ce ne propunem să facem în acest an școlar și în acest concurs național la care vom participa. Elevii au avut parte și de un invitat special. Îi place foarte mult să facă și sport. A fost zilele astea, a fost și pe la sală. Acum o să fie pe ce toate. Da, face centrul de acum se ridică singur. Dacă nu avem. Ok, super. Reprezentanții Next Lab Tech nu au venit cu mâna goală, ci le-au adus elevilor kituri și materiale specifice prin care ei să învețe cum să asambleze și să programeze roboți. De asemenea, aici aveți kitul Miro, tot de la Next Lab Tech. Ce vă spun? Aici, cu kitul acesta, aveți tot așa pe platforma noastră de concurs robo.nextlab.tech. Aveți mai multe lecții cu senzorii aceștia. Lecții demonstrative foarte simple, făcute pe pași, cu videoclipuri, cu tot așa, platforma noastră are integrat și un asistent virtual care din mai anul trecut este integrat și cu ChatGPT, inteligența artificială. De asemenea, dacă tot am vorbit de Line Follower, acesta este un kit de robotică Line Follower. Acesta se numește robotul Miro. Este un roboțel, două roți încoroată în spate ca să îi ajute echilibrul. Mersi. Și el are doi senzori infraroșii care cu ajutorul acelor senzori el poate să urmească o linie neagră. Dumneavoastră, cu ajutorul lecțiilor de la noi de pe platformă, puteți să-l construiți de la zero, deoarece el o să vină, el, uitați, vine așa în componente. Deci trebuie cu șuruburi, cu piulițe, cu șurubelnițe, cu motorașe. Voi o să-l construiți și o să-l programați cu ajutorul lecțiilor de pe platformă și o să-l reușiți să-l puneți pe un traseu, Line Follower, și el va, cam asta este... Concursul nostru are mai multe probe, Line Follower Basic, Line Follower Advanced. Mai este tot așa Miro, este și pentru un labirint. În acest kit puteți să-l integrați pe roboțelul Miro cu niște senzori ultrasonici care vă va citi distanța de la un obiect la el. Și așa o să faceți proba de labirint. O să vă prezintă despre el, acesta este tot Line Follower, acesta este Line Follower Advanced. Are niște senzori infraroșii, dar sunt mult mai avansați, sunt mult mai exact acest robot și de aceea, ca să spun așa, uite, acest robot este chiar și pentru elevii de vârste fragile, 8 sau ceva de genul, 8 ani. De ce? Acesta are niște mufe care îl cablezi foarte simplu, așa. În rest, la Technicus, fiind mai avansat puțin, deja învățăm să lipim fire, o să aveți în kitul acesta aveți și pistol de lipit,
Așa, și asta vine tot pe componente, aveți instrucțiunile, motorașele, bandă dublă adezivă. Noi de astfel avem și astfel de plăcuțe Nextlab.tech A1. Sunt tot plăcuțe de tip Arduino, însă sunt făcute la noi în țară, în Timișoara. Avem o propria de producție, avem o fabrică. Eu știu foarte multe detalii despre chestia asta, însă știu că producem noi plăcuțe. Eco, am zis că chipul lor este de... Ținând cont de faptul că este săptămâna verde, cei de la Nextlab Tech le-au vorbit elevilor despre robotică sustenabilă, dar și despre energie verde. Discutăm cu elevii despre aceste surse de energie regenerabilă și despre cum putem să salvăm mediul și să reducem această poluare care, de ce nu, este o temă a viitorului. De fiecare dată ne gândim că suntem din ce în ce mai aproape de îngrozirea globală și așa. De aceea noi vrem să informăm toți elevii, pentru că și elevii merită să fie la zi cu aceste, în aceste domenii, să informăm despre energia regenerabilă, cele mai mari trei surse de energie regenerabilă, cum ar fi energia solară, energia hidroelectrică și energia eoliană. Și ne propunem să îi învățăm cât mai multe chestii, să le aducem la cunoștință beneficiile energiei regenerabile și da. Am înțeles că multe dintre componentele roboților sau, mă rog, din kituri sunt reciclabile sau regenerabile. Da. De asemenea și robotul Miro este făcut cu materiale ecologice și biodegradabile, adică nu este ca plasticul ca să rămână sau așa, se poate topi foarte ușor la flacără. Da, noi propunem și vrem să ne bazăm pe chestia asta, să aducem chestia asta la un nivel cât mai mare, să... Așa o să înceapă totul, încet, cum de asemenea și mașinile electrice, de exemplu. Prima dată, oamenii nu o să fie foarte permisivi cu aceste idei, o să fie pe idei lor clasice, mașina clasică cu ardere internă, însă încet o să mergem și acolo la viitorul autoturismelor electrice. Nu doar cei de la Nextlab Tech se pot mândri cu un robot performant, ci și elevii clubului de robotică Alpha 88. Robotul meu se numește Alpha și a fost gândit pentru a detecta scurgerile de gaze, posibile incendii, adică flăcările, și se poate proteja de intruși, pe scurt. Adică, de exemplu, pentru a vedea ce are în interior, am folosit un servomotor și un potențiometru. Am folosit, de exemplu, când nu folosesc servomotorul și las robotul să-și facă treaba și cineva vrea să îl deschidă, de exemplu, când îl deschide, va trimite un semnal sonor și un semnal luminos, cum face acum. Dar când nu-l folosesc, îl pot opri, fiindcă pentru că am folosit 5 plăci, am folosit și 5 întrerupătoare pentru fiecare placă. Poate detecta scurgerile de gaze, dar fiindcă acum senzorul are mici probleme, l-am poziționat în spate și trimite și un semnal sonor și un semnal luminos. Am folosit un LED RGB, adică cu 3 culori, pentru a putea face diferența între alarme. Am folosit lumina verde pentru scurgerile de gaze, lumina roșie pentru posibile incendii și lumina albastră pentru posibili intruși ai robotului. Așa arată robotul meu în interior. Am folosit 5 plăci Arduino cu 5 baterii de 9V, 5 întrerupătoare. O placă Arduino se ocupă de servomotor, cealaltă placă de ecran, una de senzorul de gaz, cealaltă de senzorul de flacără și mai este una care se ocupă de senzorul de distanță. Deși este la început de drum, clubul de robotică Alpha 88 al școlii gimnaziale George Coșbuc din Sighetul Marmației se poate mândri cu dotări importante, multe dintre acestea obținute în urma concursurilor la care au participat și la care au reușit să se remarce, obținând rezultate foarte bune.